Un bărbat de 72 de ani a decedat după ce s-a lovit cu bicicleta de o mașină. Din cauza rănilor suferite, bărbatul a murit până la sosirea ambulanței. Potrivit oamenilor legii, nenorocirea s-ar fi produs din cauza biciclistului, care a ieșit de pe un drum adiacent din orașul Cahul, fără să se asigure și s-a izbit în mașina care circula regulamentar. Șoferul automobilului a fost supus testului alcool scopic, care a arătat că bărbatul nu a consumat băuturi spiritoase înainte de a urca la volan. Oamenii legii urmează să stabilească toate circunstanțele producerii accidentului.